Un reportaj special despre vizita noului ministru general al Ordinului Fraților Minori, Părintele Massimo Fuzarelli, la custodia Țării Sfinte, perla misiunilor franciscane. 5 zile de vizite intense la diferitele realități ale custodiei Țării Sfinte, de la sanctuarele răscumpărării, la școli, la diferitele opere ale custodiei, la creștinii locali. Sărbătoarea de 50 de ani de la înființarea Institutului Pontifical Paul al VI-lea pentru reeducare audiofonică din Betleem. Cu această ocazie, pe 22 octombrie, excelența sa Monsignor Adolfo Tito Illana, delegat apostolic pentru Ierusalim și Palestina, a prezidat Sfânta Liturghie Solemnă. În timpul săpăturilor arheologice efectuate de autoritatea israeliană pentru antichități în orașul Iavne, la sud de Tel Aviv, au ieșit la iveală ruinele celei mai mari crame cunoscute din epoca bizantină. Capacitatea sa de producție ajungea la 2 milioane de litri pe an și era exportată în zonele bazinului mediteranean. S-a încheiat duminică 24 octombrie vizita noului ministru general al Ordinului Fraților Minori, Părintele Massimo Fuzarelli, la custodia Țării Sfinte, perla misiunilor franciscane. Am vrut să fiu aici cât mai repede pentru a aduce, mai ales pe Calvar, la locul Învierii și în celelalte locuri, la Betleem și la Nazaret, rugăciunea pentru întregul Ordin Franciscan și pentru începutul slujirii mele. Au fost 5 zile de vizite intense la diferitele realități ale misiunii franciscane în Țara Sfântă, de la sanctuarele răscumpărării, la școli, la diferitele opere ale custodiei și la creștinii locali. Ales la Roma pe 13 iulie, Părintele Fuzarelli este al 121-lea succesor al Sfântului Francisc și are misiunea, împreună cu frații prezenți în Orientul Mijlociu, de a continua visul avut de Sfântul Francisc atunci când în anul 1219 a venit într-un pelerinaj de pace în Țara Sfântă și l-a întâlnit în Egipt pe Sultanul al-Malik al-Kamil. Simt că vin aici având inima lui Francisc și purtând în acești 800 de ani acea flacără, acel foc care s-a aprins în Francisc în timpul convertirii sale, în timpul vieții sale și care a rămas apoi mereu aprins. Iar astăzi noi adunăm această flacără chiar și atunci când suntem puțin obosiți, epuizați, dar sunt sigur și simt că focul, flacăra carismei lui Francisc, se reaprinde mereu. La Ierusalim, ministrul a fost întâmpinat la poarta Iafo de către autoritățile religioase și civile, împreună cu părintele Dobromir Iastal, vicarul custodiei și membru al discretoriului și de frații custodiei Țării Sfinte. Frații s-au îndreptat apoi spre Bazilica Sfântului Mormânt. Reprezentanții celor trei biserici care administrează Bazilica îl așteaptă pe părintele Massimo Fuzarelli, frații franciscani, Biserica Greco-Ortodoxă și cea armeană. Lângă Piatra Ungerii, părintele Francesco Paton, custodele Țării Sfinte, a spus: Sfinția voastră și dragă părinte Massimo Fuzarelli, ministrul nostru general, bun venit în Țara Sfântă, bun venit în Cetatea Sfântă a Ierusalimului, bun venit în cel mai sfânt loc al creștinismului, Bazilica Sfântului Mormânt. Acestea au fost primele sale cuvinte adresate noului ministru general al Ordinului Fraților Minori. De tutto l'ordine dei frati minori. Acest loc, a subliniat părintele Francesco Paton, a fost încredințat custodiei ordinului nostru de către Papa Clement al VI-lea. Aceasta este misiunea pe care ne-a încredințat-o scaunul apostolic, să locuim, să ne rugăm și să celebrăm în acest loc, să fim aici ca o comunitate internațională, imagine a întregului ordin. Noul ministru a participat în Bazilica Sfântului Mormânt la procesiunea zilnică solemnă care parcurge locurile patimii, morții și învierii lui Hristos și în fața Sfântului Mormânt a celebrat Sfânta Liturghie. Este o mare bucurie pentru mine în această dimineață să aduc la această liturghie întregul nostru ordin al fraților minori. A fost o agendă plină de întâlniri, elevii de la școala Terra Sancta, tinerii frați în formare, frații custodiei și religioșii din familia franciscană.
Cu această ultimă ocazie, ministrul general s-a oprit asupra celor trei cuvinte alese de sinodul 2021-2023, comuniune, participare și misiune. Vineri 22 octombrie a participat la Calea Crucii pe străzile Ierusalimului, de la locul unde, potrivit tradiției, Iisus s-a întâlnit cu Ponțiu Pilat până la ultimele patru stațiuni din Bazilica Sfântului Mormânt. Acesta este traseul parcurs de franciscani în fiecare vineri și de mii de pelerini în fiecare an. Amen. Și chiar la începutul căii crucii se află Biserica Biciuirii, unde este sediul Facultății Studium Biblicum Francescanum. Participând la rugăciunea vesperelor, Părintele Fuzarelli a comentat lectura din scrisoarea către romani și a recunoscut meritul pe care Studium Biblicum Francescanum îl are în slujirea cuvântului lui Dumnezeu. Sâmbătă 23 octombrie a avut loc intrarea solemnă în Bazilica Nașterii din Betleem. Orașul Crăciunului l-a primit cu multă căldură pe noul ministru general. A fost însoțit de cimpoaie și de instrumentele muzicale ale cercetașilor. Mulți copii și multe familii din Betleem îl așteptau. Părintele Massimo Fuzarelli a fost întâmpinat în piața din fața Bazilicii Nașterii de către autoritățile religioase și civile. Părintele Francesco Paton, custodele Țării Sfinte, a subliniat importanța vizitei părintelui Fuzarelli din prisma dificultăților și a provocărilor cu care se confruntă Betleemul. S-a referit și la mesajul spiritual și pastoral pe care de secole frații franciscani îl aduc. În grota nașterii Domnului nu au lipsit momentele emoționante. A făcut o vizită privată la școala Terra Sancta din Betleem, considerată cea mai veche din Țara Sfântă. Aici, elevii și profesorii i-au făcut o primire călduroasă părintului Fuzarelli. Vizita în orașul Betleem s-a încheiat cu o oprire la centrul Picirillo, un loc care poartă un mesaj special, un proiect al Custodiei Țării Sfinte, născut în 2014 pentru a răspunde nevoilor sociale și economice ale persoanelor cele mai nevoiașe din oraș. Sunt foarte emoționat și foarte fericit. Nu mă așteptam la o primire atât de călduroasă din partea oamenilor, așa că sentimentul meu special astăzi este acela de a vedea fețele atâtor copii, familii fericite, în ciuda tuturor situațiilor dificile prin care trecem în lume și aici, în Betleem. Așa că, pentru mine, astăzi a fost un adevărat Crăciun, mai ales datorită zâmbetelor copiilor. Ultima etapă a călătoriei a fost în Galileea. Aici, ministrul general a avut intrarea solemnă în Bazilica Bunei Vestiri, unde s-a oprit pentru un moment de rugăciune. După intrarea solemnă, a urmat Sfânta Liturghie în Bazilica Superioară, cu participarea unei mari mulțimi de credincioși locali. La finalul celebrării, multe persoane l-au salutat pe noul ministru, pe custodele Țării Sfinte și pe rectorul sanctuarului, părintele Bruno Variano. A fost și pentru noi o ocazie potrivită pentru a face bilanțul vizitei împreună cu custodele și cu ministrul. Questa visita per il ministro generale. Pentru ministrul general a fost, înainte de toate, prima vizită în afara Italiei, ceea ce are o însemnătate deosebită. Arată că există o atenție specială din partea ordinului nostru față de prezența franciscană și creștină din Țara Sfântă. Sia francescana, sia cristiana interesantă. Părintele Francesco Paton a amintit cum în 1342 Papa Clement al VI-lea a scris direct ministrului general de atunci, încredințând misiunea din Țara Sfântă Ordinului Fraților Minori. La custodia vive dei frati. Custodia este formată din frați care vin din toate colțurile lumii, iar acesta este un lucru foarte frumos, pentru că tocmai aici, în Țara Sfântă, se poate vedea astfel universalitatea bisericii. Astfel, custodia Țării Sfinte este un fel de rusalii permanente și, în același timp, este și un semn pentru însăși biserica locală despre cât de important este să rămână deschisă către biserica universală. Mi s-a reconfirmat întreaga muncă pe care frații noștri o fac aici, importanța acestei misiuni,
Am fost pus la curent cu situația fraților în primul rând, dar și a acestei țări, cu bogățiile și tensiunile care se resimt aici. De asemenea, întâlnirea cu liderii altor biserici, ai altor realități, m-a ajutat să înțeleg mai bine situația. Per parlare del bel rapporto tra le comunità, soprattutto... Pentru ca să vorbim despre relația frumoasă dintre comunități, mai ales în locurile unde aceste comunități trăiesc împreună, se roagă împreună, cum ar fi la Sfântul Mormânt, trebuie să ținem cont de trecut, de prezent și de viitor. În trecut au existat elemente care au provocat diviziuni, elemente politice, istorice, dar și ecleziale. Astăzi, în schimb, am descoperit ce ne unește și astfel, în ultimii ani, raportul dintre comunități pur și simplu s-a îmbunătățit sau, mai bine zis, s-a maturizat. Così semplicemente è molto migliorato. Io direi è molto maturato. Părintele Dobromir a mai subliniat că doar coexistența pașnică și respectul reciproc fac posibilă acțiunea comună, cum ar fi inițiativele care au dus la definitivarea proiectului de restaurare a Sfântului Mormânt. Mai întâi mausoleul mormântului lui Isus, apoi refacerea pardoselii, oferind întregii bazilici o mai mare stabilitate. Când își lua rămas bun de la Nazaret, ministrul general, la rugăciunea Angelus din grotă, a dorit să încredințeze ordinul fraților minori ocrotirii Maicii Domnului. Ultima oprire din vizita sa în Galileea a fost sanctuarul din Cafarnaum, pe malul lacului Tiberiadei. Sunt doar câteva zile, pentru că acesta este programul, dar voi reveni. Este doar începutul unei mai bune cunoașteri a acestei realități frumoase și fragile, care are nevoie de tot ajutorul nostru ca ordin al fraților minori. Puține zile, dar toate bogate în întâlniri de rugăciune și de prietenie, cum a fost cea cu preafericirea sa Pier Battista Pizzaballa, patriarhul latin al Ierusalimului, și apoi întâlnirile cu frații și cu toți ceilalți, de la autorități până la copii, pentru că atunci când te lași condus de iubire, găsești întotdeauna câteva minute pentru a încerca experiențe noi. Copiii sunt un semn, semn de speranță, semn de viață, dar și un semn de diagnostic pentru a înțelege starea de sănătate a unei familii, a unei societăți, a lumii întregi. Așa a spus Papa Francisc la liturghia celebrată în 2014 în piața Yesley din Betleem. Ne gândim la activitatea pe care Institutul Paul al VI-lea, EFETA, o desfășoară în favoarea copiilor palestinieni surdomuți. Este un semn concret al bunătății lui Dumnezeu. Este un semn concret că societatea își revine. Compar Institutul EFETA din Betleem cu steaua care i-a călăuzit pe magi. Copiii surzi vin la noi închiși în ei înșiși și nu știu cum să înceapă să vorbească. EFETA le dă posibilitatea de a începe să vorbească și de a se putea exprima. EFETA sărbătorește 50 de ani în slujba celor mai vulnerabili copii din societatea palestiniană. Cu această ocazie, pe 22 octombrie, excelența sa, Monsignor Adolfo Tito Ilana, delegat apostolic pentru Ierusalim și Palestina, a celebrat Sfânta Liturghie. Au fost prezenți consulul general al Italiei, Giuseppe Fedele, reprezentanți ai instituțiilor care sprijină institutul și un grup de credincioși. Astăzi este o zi mare. Este cea de-a 50-a aniversare a acestui institut pe care Papa Paul al VI-lea l-a dorit în timpul vizitei sale aici, în Țara Sfântă. Institutul a fost deschis în 1971. Acestea îi ajută pe copiii surzi de toate religiile să-și recapete vorbirea. Metoda folosită este cea orală. Toți copiii care trec prin această școală învață să vorbească pentru a se putea integra în societate, în primul rând și apoi în lumea muncii. E poi nel mondo del lavoro.
Monsignorul Ilana, în predica sa, l-a citat pe Sfântul Paul: iubirea iartă totul, crede totul, speră totul, rabdă totul, adăugând: această iubire însoțită de milostivirea profundă a lui Isus, născută din iubirea Tatălui, l-a vindecat complet pe surdomut cu un singur cuvânt: Efeta. Îi mulțumim Domnului pentru că după 50 de ani putem spune că mulți copii, elevi care au trecut pe aici, s-au integrat în societate ca profesori, asistenți și asistente medicale, au devenit mame sau tați. S-au integrat cu adevărat datorită educației pe care au primit-o aici. Con l'educazione che hanno ricevuto qui. Un mesaj atât de frumos și o lucrare atât de importantă nu ar fi fost posibile fără devotamentul exemplar și dragostea dezinteresată a surorilor maestre ale Sfintei Dorotea, dar și mulțumită tuturor celor care le-au sprijinit, inclusiv profesorilor. De fiecare dată când un elev spune primul cuvânt ca tată sau mamă, simt ceva extraordinar. Mă simt cu adevărat o mamă spirituală care îi ajută pe copii să reușească în viață și să se deschidă către ceilalți. Institutul Efeta Paul al VI-lea își continuă activitatea cu dăruire, în ciuda dificultăților economice și a lipsei de profesori. Susținerea acestei instituții este un act de iubire și de solidaritate. Săpăturile arheologice efectuate de autoritatea israeliană pentru antichități în orașul Yavne, la sud de Tel Aviv, au scos la iveală o imensă fabrică de vin datând din secolul al V-lea după Hristos. Este considerată cea mai mare din lume din acea perioadă. Aici era o fabrică formată din 5 prese mari, având în centru pardoseală cu mozaic. Totul era înconjurat de încăperi pentru fermentarea vinului și de magazii pentru păstrarea acestuia. Printre diferitele încăperi se găseau 4 depozite mari folosite pentru învechirea vinului, care se făcea în vase înalte, dintre care unele au fost găsite bine păstrate. Acestea, la rândul lor, au fost făcute în cuptoare mari din acest loc. Vinul din Yavne era renumit pentru calitatea sa deosebită. Nu era comercializat doar în Yavne, ci și în bazinul mediteranean și în Europa, prin porturile din Gaza și Ashkelon. Acest vin de foarte bună calitate a fost adus din Gaza și Ashkelon la masa lui Justin al II-lea, în ziua încoronării sale în Bizanț. Era descris ca fiind alb ca zăpada. Știm că vinul care se producea în regiunea Palestinei și în Yavne era un vin alb. Capacitatea de producție a acestei crame ajungea la 2 milioane de litri pe an. Dr. Haddad a mai subliniat că această cantitate este enormă și pentru zilele noastre, dat fiind că întregul proces se făcea manual. Consumul de vin în antichitate era foarte răspândit. Acesta putea fi adăugat în apă pentru a-i schimba gustul sau putea înlocui apa, pentru că aceasta nu avea gust bun în acele timpuri. Această fermă s-a concentrat nu numai pe calitatea producției sale, ci și pe aspectul ornamental al structurii. Am găsit aici, în pivnițe, găuri în tavan care erau gravate în formă de scoică. Noi, arheologii, spunem în glumă că pivnițele cu găuri în formă de scoică erau practic centrul de vizitare din acea perioadă. Deci, când ajungeai acolo, puteai să deguști vinul, un fel de sală de primire sau centru de vizitare a fermei. Onde eu quero ir.
rassegno.